Peste 520 de locuitori din 11 imobile plasate în zona colonie din orașul Aninoasa vor fi evacuate din locuințe. Asupra stării tehnice a clădirilor construite în urmă cu peste 100 de ani nu s-a intervenit niciodată, astfel că acum pentru cele 182 de familii trebuie aplicată procedura evacuării. A decis ieri seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit într-o ședință extraordinară. Notele tehnice întocmite de un expert în construcții venit de la București certifică starea avansată de degradare în care se află imobilele vechi de 100 de ani, degradarea clădirilor fiind accentuată în urma cutremurelor care au avut loc în Gorj și care s-au resimțit și în Valea Jiului. În cele 11 blocuri, cu câte un etaj fiecare, aflate grupate în zona colonie a orașului, locuiesc 562 de persoane, dintre care 118 sunt copii. Asupra stării tehnice a clădirilor, construite în urmă cu peste 100 de ani, nu s-a intervenit niciodată, astfel că acum, pentru cele 182 de familii, trebuie aplicată procedura evacuării. Se arată într-o informare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara. CJSU a decis miercuri ca în regim de urgență să fie luate o serie de măsuri, printre acestea și identificarea la nivelul orașului Aninoasa a unor suprafețe de teren destinate amplasării la nevoie a unor containere modulare.